Talentul personal se pune valoare mai ales prin muncă și exercițiu. Are un atu personal pentru că poate atinge delicat clapele pianului și poate încânta ca imediatul auzul publicului. Speră că are un avantaj în confruntare, dar mai ales în încercarea de a primi mult de aplauze! Friends home. Keep on trying to hide it with your friends home.
fără inhibiții și va încerca să exprime o multitudine de emoții și sentimente combinate în armonia unui moment artistic inedit. Aplauze pentru acesta! Armonioase, ce anunță trăiri intense, sunt lansate de Dragoș Lepner. Aplauze pentru dânsul! Thank you.
parapet. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il croit c'est tout. Il le voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris n'attend rien. Rien autour, il y a de sens et d'air et lourd. Le regard absent, il est seul et parle souvent. Il n'est pas fou, il aime ses tours. Il la voit partout, il est en debout. Debout, une rose à la main, non, pour plus rien que le boutien. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, oui, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle. Dans ma love story, dans ma love story, cerut de instanța de judecată. Este prima oară că faceți un astfel de test? E adevărat ce muzică, prima oară doare? Nu doare, dar rezultatul poate fi dureros. Am aici cât un test pentru fiecare. Timpul de rezolvare este de 60 de minute. 60 de minute? Da, eu vă las puțin, am puțină treabă. Bună ziua! Bună ziua! Ce hieroglifere? Acoperă zbura când vorbești, că filmează camera imbecilului. Cine e pe hieroglifele astea, mă? Hai de relevi, că le facem noi. Hai. Prima întrebare. Tatăl Mariei are două fete. Pe una o cheamă Ana. Cum o cheamă pe a doua? Ce, mă? Tatăl Mariei are două fete. Pe una o cheamă Ana. Cum o cheamă pe a doua? Variante. Maria, Irina, Anca, Bianca. Care Ana mai ia de la tine din clasă? Păi ești handicapat. Oana general, Oana, ce contează? O, oh, păi dacă e Oana general, hai drept, să dăm totul lumea așa, în general, da. Nu e mă, dar fi capitan aici. Irina, mă. De ce? Pentru că la mine la bloc am două sore, mă. Una Ana, una Irina. Și dacă nu mă crede băiatul la bloc, cum pot să-i demonstrez și la duc la mine la bloc? Uite-o pe Ana, uite-o pe Irina. Sunt de sore, da. Adică am vorbesc aici. Hai, că merg până ta. Ce animal din următoarea înșiruirii nu se aseamănă cu ceilalți? Găina, urca, rața, bibilica, elefant. Rața, mă! De ce? Pentru că rața este singurul animal care trăiește în apă, nu pe uscat. Eu aș fi zis bibilica. De ce? Pe singura care are două înțelesuri. Una e pasărea de curte și alta e creier, adică pe la bibilic. Da, mai dreptate. Dați exemplu de trei orașe care încep cu litera Q. Constanța. Adevărat. Și cap, nu că și cap e cu S. Scrie așa. Cetatea Suceava. Și cap e cu S. O zbor mică, trebuie să fie neapărat orașe din România? Nu o zice.
Scrie așa, capitala Spaniei. Nu poți să scrii așa, băi, pe cine capitala Spaniei? Trebuie să scrii direct Lisabona și Lisabona e curând. Bă, nu-i interesează, trebuie să scriu așa, ca să nu las spațiu cu ăla. Bine, așa. Doamne ajut. Băieți, sunteți gata? Eu de mult, de el, da. Da, cum v-ați descurcat? Încerc să fiu modest, n-a fost test asta ca deșertul din Afganistan. Cum adică? Plin de capcane, adevărat. Ok, păi o să analizez testele dumneavoastră și... Bună ziua! Scenă pe Andreea Filipciuc, care va dansa pe ritmul antrenante un dans contemporan. Aplauze! The darkness dry.
lucrurile au mers bine, fără probleme. Acum am și momentele
dată, ca o promisiune, cea mai domoală adiere a plutit pentru a păstra vie memoria sacrificiului a sute de spartani. Acea adiere s-a transformat în furtună, o furtună a libertății, o furtună a dreptății, o furtună a talentelor. Iar acum a venit momentul să aflăm cine sunt cei meniți să câștige lupta pentru libertate. S-a hotărât cine va fi urmașul meu și ceilalți patru prizonieri care au câștigat libertate. Thank you.
Ion Trepadi. Și la Mister Popularitate, de ce tu întorci la tine la Andrei Grigoraș? Iar acum se acordă titlul de Miss Boboc 2022 al Colegiului Tehnic Mihai Băcescu.